Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea de ce nu vorbește persoana de interes și ce planuri are aceasta de fapt. Două secunde. Și să vedem energia persoanei voastre. Energia voastră. Clarificarea situației dintre voi. Și la ce vă puteți aștepta în viitor? Să vedem. Cum vedeți situația, partenerul? Nu, cum vedeți? Da. Cum vedeți voi situația? Bun. Faza pachetului temperanță și apoi 5 de spade. Ok, are sens și o să explic de ce. Pentru că, în primul rând, 5 de spade este o carte a ascunzișurilor, a secretelor, a lucrurilor care nu neapărat ies atât de mult în evidență sau pe care nu le lăsăm să fie atât de vizibile din cauza anumitor interese proprii pe care le putem avea. Temperanța ulterior ne arată faptul că această persoană și voi veți regăsi un echilibru în cele din urmă, dar aveți un drum cu foarte multe lucruri desărate, da? Bun, în primul rând, energia voastră este o energie de pentagrame. Energie stabilă, energia voastră este regina de pentagrame, energia partenerului este patru de bâte, ceea ce poate indica faptul că partenerul vostru poate avea o relație stabilă, dar pentru unii dintre voi este cazul ca și voi să aveți la rândul vostru o relație stabilă, dar acea relație nu este unul cu celălalt, vreau să atrag atenția asupra acestui lucru, ci pur și simplu voi aveți căsnicia voastră sau relația voastră pe de parte, iar această persoană pe de alta, deci văd două relații total diferite, aici este mai degrabă un pătrat amoros, nu este neapărat o situație de altceva. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în această situație voi și persoana voastră de interes, atenție, persoana de interes, persoana cu care aveți o situație un pic extra, este destul de lentă. Voi aveți speranțe, voi aveți dorințe, vreți evoluție, vreți dovezi că, într-adevăr, această situație, până la urmă, merită efortul, merită atenția voastră, merită acea energie pe care voi o depuneți din dragul pe care îl aveți față de această persoană, dar, pe de altă parte, nu prea se vede că, într-adevăr, această investiție rentează pentru voi. Eu aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că aici această persoană are tendința de a duce un pic cu zahărelul lucrurile și pur și simplu să vă țină un pic în așteptare. Atenție foarte mare pentru că această persoană vă poate solicita în perioada imediată apropiată să luați o pauză, să vă gândiți la unele lucruri pe cont propriu, să încheiați un pic relația, dar nu este definitiv, este doar temporar. Spânzuratul și eremitul indică o situație de tip ghosting. Persoana brusc devine fantomă, brusc dispare, brusc nu se știe nimic de ea, dar nu este neapărat ceva care să vă îngrijoreze realmente. Ceea ce trebuie să vă îngrijoreze pe voi este de fapt dinamica relației. Ce se întâmplă atunci când voi sunteți împreună, nu atunci când sunteți separați, pentru că, sincer, în această situație și voi și persoana voastră sunteți mai liniștiți când sunteți separați decât atunci când sunteți împreună. Voi aveți
aveți tendința ca voi să vă oferiți toată atenția, grija, energia voastră benefică pentru această persoană, în timp ce din partea acestei persoane văd doar o tendință de a primi aceasta, nu de a oferi înapoi, nu de a fi acolo pentru voi. Și voi probabil vă întrebați de ce, de ce se întâmplă asta, de ce această persoană nu mi oferă implicarea, validarea de care eu am nevoie, de ce această persoană nu îmi spune te iubesc, de ce această persoană nu face anumiți pași pe care eu îi consider că ar fi normal să-i facă până în acest stadiu. Și sincer, nici nu pot zice că vă puteți baza pe acești pași că o să vină. Ce văd eu sincer este că după această perioadă de pauză, inevitabil se va ajunge la o discuție destul de serioasă. Îmi pare că această discuție până la urmă ar fi inițiată de voi, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că nu va fi neapărat cea mai armonioasă discuție de până acum, da? Este ca și cum voi vreți să știți un răspuns clar, da? Sau nu, să continuați cu această situație, se merită să-l așteptați, să nu-l așteptați, ce să faceți voi în această situație? Ei bine, ce văd eu de partea persoanei voastre este că această persoană simte o conexiune foarte profundă față de voi, nu aș putea să o denumesc iubire pentru că nu am neapărat semnificații clare în ceea ce privește iubirea, dar simte acolo ceva atipic, ceva special. Și problema este că în același timp această persoană nu are curaj să-și pune toate speranțele, visurile, absolut tot ce își dorește pe o singură persoană și de aceea nu se va lăsa pur și simplu să meargă în acea direcție. De partea voastră, cu 3 de bâte, pași de bâte și 8 de spade, un pic de atenție, pentru că voi, pe de altă parte, vreți să faceți asta cu persoana voastră și este ca și cum voi veniți cu speranțele, cu dorințele, cu entuziasmul de care dați dovadă, dar această persoană nu. Și voi rămâneți agățați în această situație, sperând că această persoană va reveni și va fi într-un stadiu mai stabil față de voi. Persoana voastră revine la voi, da, aici nu o să neg. Dar atenție foarte mare, pentru că persoana este mai dispusă să renunțe la voi și la conexiune decât să se implice total și să investească timp, energie, sentimente în voi. Deci nu-mi place deloc energia acestei persoane și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că da, voi puteți găsi o cale alternativă pentru a continua această relație, dar această cale alternativă implică faptul că aici, în continuare, situația va rămâne de pătrat amoros sau dacă voi aveți, sau dacă voi decideți să încheiați cu partenerul vostru stabil, asta este cu totul altceva și rămâne o situație de trio, dar nu văd această persoană de interes pentru voi să se dedice total acestei relații. De asta trebuie să vă apertizez, de asta trebuie să vă spun, de asta trebuie să fiți încă în gardă. Ce pot să vă mai zic eu vouă este că pentru persoanele care aveți de-a face cu un semn de apă, este posibil ca această persoană totuși să vină cu un fel de, cum să zic, gest față de voi pentru a continua și chiar dacă această persoană nu va comunica verbal acele cuvinte te iubesc, cel puțin va începe să facă tot mai multe gesturi de atenție, să vă demonstreze că s-a gândit la voi, să vă demonstreze că el este acolo implicat, chiar dacă nu neapărat devine mai implicat emoțional, ci pur și simplu vă creează o siguranță prin aceste atenții. Pentru persoanele care au de-a face cu un semn de pământ, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că voi și această persoană veți purta această discuție și după care iarăși această persoană dispare, deci pentru Taur, Fecioară, Capricorn dispare, pentru persoanele cu Rac, Scorpion, Pești, această persoană va face tot mai multe atenții față de voi. Pentru persoanele care au de-a face cu un semn de pământ, am zis deja că dispar, un semn de foc. Semnul de foc e cu dus și întors. Pentru că semnul de foc aici nu prea îmi pare că vrea nici măcar să se streseze, să obțină un compromis alături de voi. Un pic de atenție că iarăși la situația de foc trebuie mânuită cu mare grijă. De ce? Pentru că această persoană este foarte impulsivă și nu neapărat vă puteți baza pe dorințele sale. Și dacă spune acum doresc să continuăm, mâine vă puteți trezi cu această persoană că zice și ceva, pe mine mă lași în pace și viceversa. Un pic de atenție pentru că nu văd această situație cu semnul de foc să poată continua în vreun fel din cauza faptului că această persoană se plictisește rapid și brusc își caută altă sursă care să-i stârnească interesul.
pentru semnele de aer, un pic de atenție pentru că relația voastră poate continua, dar încă o dată această persoană va evita contactul pentru că nu dorește să se implice mai mult din punct de vedere emoțional. Știu că nu sunt cele mai drăguțe predicții și cele mai rost predicții. Este energia colectivă, dacă doriți o etalare personală, care să știți că rezonează cu voi și că într-adevăr persoana vine sau nu vine la voi și este strict energia voastră, atunci găsiți detaliile în descriere. Dar până atunci ne auzim la următoarea etalare colectivă. La revedere!